Multe clădiri din Cluj și București au fost iluminate aseară în culoarea roșie pentru a marca ziua inimii. Cu această ocazie, Societatea Română de Cardiologie ne-a amintit cât de important este să ne măsurăm regulat tensiunea arterială. Și asta având în vedere că 30.000 de români mor în fiecare an din cauza urmărilor severe ale hipertensiunii arteriale. Cei care au ieșit aseară la plimbare pe străzile capitalei au putut admira clădirile emblematice ale orașului, care de ziua inimii au fost iluminate în culoarea roșie. Pe acestea au fost proiectate mesaje de conștientizare asupra bolilor cardiovasculare. Când v-ați măsurat tensiunea arterială ultima oară? Cred că în urmă cu o lună. Am tensiometru acasă și dacă simt că e ceva în neregulă, măsor tensiunea. Merg regulat la controle și încerc anual să-mi fac măcar setul de analize de bază. Știu că este săptămâna inimii. Când a fost ultima oară când ți-ai măsurat tensiunea arterială? De curând. Mereu măsor tensiunea arterială. Fac sport și de obicei am grijă la lucrurile astea. Eu fac și dializă și tot timpul merg la programul care îmi zice medicul cardiolog. Cei mai mulți români, respectiv 58%, mor din cauza bolilor cardiovasculare, iar hipertensiunea arterială este principala cauză de risc pentru accident vascular cerebral, infarct de miocard, insuficiență cardiacă sau insuficiență renală. E bine să mergi să-ți măsori tensiunea arterială, pentru că atunci când vezi că ea este peste limita admisă, poți să iei în mod corect legătura cu medicul, să primești ceea ce trebuie să primești pentru ca să fii protejat. Măsurarea tensiunii arteriale o poate face și pacientul acasă dacă are un tensiometru, o poate face în farmacie, o poate face la medicul de familie. Important este să o facă și să o facă din când în când, pentru că nu știm niciodată când devenim hipertensivi. Iar atunci când vedem că valoarea tensională depășește limita de 130 cu 80 mm mercur, limită de la care vorbim de o tensiune arterială normal înaltă, atunci e bine să vorbim cu medicul de familie, să ne sfătuiască ce trebuie să facem ca și stil de viață. Ziua inimii a fost marcată și la Cluj, unde, la fel ca în București, mai multe clădiri au fost luminate în culoarea roșie. Pe acestea a fost proiectat mesajul „Măsoară-ți tensiunea arterială”, pentru a-i face pe oameni conștienți de necesitatea verificării stării de sănătate în mod regulat.